Un grup de elevi de la Colegiul Național Doamna Stanca a ajuns astăzi cu mai multe cadouri la Căminul de Bătrâni. Aceștia au fost coordonați de directorul liceului care se ocupă de proiectul din care face parte acțiunea de astăzi. Este un proiect pe care Doamna Stanca îl derulează în parteneriat cu ECDL România. ECDL a propus un proiect pentru toate școlile din România, sub numele Școala care dăruiește. Iată, se vede și afișul pe care noi l-am creat pentru acest proiectel. Și Stanca a fost aliasă să susțină acest proiect la Centrul de Îngrijire a Bătrânilor din municipiul Satu Mare. Suntem foarte fericiți că, iată, înaintea sărbătorilor pascale, reușim să aducem o oază de zâmbet, o oază de lumină, putem spune, acestor bunici, care poate uneori sunt mai triști decât cei pe care îi vedeți în spatele meu, copiii mei, poate că unii nu mai au aparținător, și să nu uităm, cine nu are un bătrân acasă, proverbul nostru românesc, trebuie să și-l cumpere. Spuneți-ne ce le veți aduce. Luând legătura cu coordonatorul centrului de bătrâni de aici, am hotărât să aducem anumite obiecte, aparatură de uz casnic, necesară în derularea activității pe care o au în Căminul de Bătrâni. Doamna Stanca a reușit prin finanțarea acordată de ECDL România să achiziționeze pentru cămin 2 cuptoare cu microunde, 2 blendere, 2 aparate de prăjit pâine. Și cred că va fi în beneficiul nutriției acestor bunici. Emoționați, vâznicii au asistat la un mini-spectacol pregătit de elevi care le-au înmânat și cadourile. Acțiunea a fost inclusă în cadrul proiectului Elevii cooperează dăruind lumină, desfășurat de Colegiul Doamna Stanca în perioada 7-11 aprilie.